să te cunosc mai, fiecare clipă ce-o trăiesc, zi de zi la mea, ca să lumine speră. Cuvântul tău și mă rog, Doamne, tot mai mult să te cunosc, Doamne, fiecare clipă ce-o trăiesc, zi de zi, îmi vreau să-ți lumină stele, zi de zi, în tine eu trăiesc, zi de zi, pe tine te urmez, zi de zi, în tine eu trăiesc. Asta România a fost un moment de deschidere de ochi pentru multe lucruri care probabil nu le-am înțeles noi prea bine și prea în detalii. Unul dintre lucrurile care au fost ca un fel de revelație pentru noi este că în timpul comunismului Dumnezeu a crescut o generație care astăzi este în conducerea mișcărilor evanghelice din România. Ca un fel de ironie divină, un fel de râs al Domnului față de cei care îl urau. Dumnezeu stă în cer și râde de dușmanii lui, spune Sfânta Scriptură. E bine, generația mea a fost o generație născută în comunism. Eu m-am născut în 50, în perioada stalinistă, cea mai grea perioadă din vremea comunismului. Noi am fost educați totalmente în sistem, în educația comunistă a sistemului. În ciuda
acelei educații, Dumnezeu a făcut din generația noastră, a ridicat din generația noastră o serie de oameni care astăzi conduc mișcarea baptistă și pentecostală și creștin după Evanghelie din România. Sunt enorm de mulți. Noi am numit-o pe vremea aceea generația de sacrificiu. Acelei generații am dedicat niște versuri pe care Rodica le-a recitat în mai multe biserici unde ne-am dus, pentru că versurile acelea scrise în timpul lui Ceaușescu au căpătat o nouă înțelegere acum, în timp ce studiam istoria și am scris-o și prezentam partea asta de istorie, construirea Bisericii Pentecostale din Oradea. Am rugat-o pe Rodica să recite din nou, să ne citească poezia aceasta, generație de sacrificiu. Generație de sacrificiu. Am refuzat de atâta vreme chemarea albelor solii, rătăcitor printre dileme în căutări de temelii. Unei gramatici mercantile i-am tot slujit ca robi supuși, slăvindu-i vorbe inutile la vechi capitonate uși. Sub steagul unei noi cadențe, înjugați la dricul urii, robia unei mari absențe ne-a stors în numele culturii. Despuiați de vise și de cer, străjerii unui gol imens, în dosul cortinelor de fier, magii unei stele fără sens, ne-am născut din dorul ce-a rămas, nepângărit de revoluții, și-am fost copiii de pripas, uitați, în porți de instituții. Am fost răniți cu vorbe goale, în sordide internate. Părinții ne săpau canale spre zorile împurpurate. În loc de rug am învățat lozinci și veșnic luptele de clasă, disprețuitori de plug și de opinci, visând ca să plecăm de acasă. Suntem străini în lumea toată. De cerul sfânt mereu mai goi, ne prăbușim cu zilele deodată în abisale gropi din noi. Ne-om risipi ca ceața, ca un fum, sub vântul rece al morții ce-o să vină, de nu ne va ieși Iisus în drum, orbindu-ne cu sfânta lui lumină. Întotdeauna suntem emoționați când ne uităm în urmă, nu? La ceea ce am fost, la zilele în care ne-am format și la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Ne-a ieșit Hristos în drum și ne-a orbit cu Sfânta Lui Lumină, ca să nu mai vedem raiul ăla comunist, paradisul lor de carton, cum le-am scris într-o poezie, în care ne-au alungat să aibă un loc vacant la microfon și o absență în dările de seamă, în reclamațiile care ne le făceau. În seara asta aș vrea să vă vorbesc puțin dintr-un text pe care îl găsim în Faptele Apostolilor,
Capitolul 26, începând cu versetul 24. Aș vrea să înțelegeți contextul prima dată a acestor cuvinte. Pavel este la Cezarea, este arestat și este adus în fața lui Festus. Festus este un nou guvernator care este numit de către romani peste Iudeea. Și noul guvernator, când își ia slujba în primire, vine să judece acum pe un prizonier foarte special numit Saul din Tars. Începând de la versetul 24, pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat. Că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa, s-a întors el spre împăratul Agripa, care era evreu, nu? Era împăratul Agripa, evreul care domnea peste provincie și acest Festus, guvernatorul roman. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu că nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fie așa cum sunt eu, afară de lanțurile astea. Cred că a băgat groaza în ei, nu? Când a zis tot să fie așa cum sunt eu, nu? S-au gândit că Pavel urează să ajungă și ei în prizonier, nu să fie și ei arestați. Este un filmuleț foarte simpatic pe care eu îl folosesc când țin conferință de familie, care vorbește despre comunicare. Este așa de simpatic, e creat, mi se pare, ori de greci, ori din zona aceea, este o reclamă, practic, la telefonie. Ce se întâmplă este că într-o bancă năvălesc niște hoți, toți cu mascați. Și șeful hoților strigă toată lumea la pământ și se aruncă la pământ și ceilalți hoți. Și ăsta zice, băi, ce cu voi? Ce căutați acolo? Sus, ăia cu glugă sus. Și se ridică sus și niște tineri care au glugi și ei. Zice, băi, voi nu înțelegeți despre ce este vorba. Ăia care au arme, se ridică și o băbuță care avea un pistol în geantă, nu? Și ăsta în final zice, băi nenorociților, nu se poate comunica cu voi, toți hoți în picioare. Se ridică și ăia de la bancă, tot stafful de la bancă se ridică în picioare. Ăsta zice, domnule, nu se mai poate fura aici, nu se mai poate comunica cu voi, ce se întâmplă? Vrem și noi să furăm aici și nu se poate comunica. Cred că un moment de genul ăsta s-a întâmplat când Pavel zice, aș vrea toți să ajungeți ca mine, nu? Și ăștia deja să și vedeau legați, nu? Că meritau. Corupția în timpul acela era ca și astăzi, nu? Ce credeți că le-ar pica bine politicienilor de astăzi, le-ar sta bine politicienilor de astăzi cel mai bine, nu? Așa ca bijuterii, niște brățări din astea, așa? Cum a fost legat și Apostolul Pavel. E bine, discuția aceasta a Apostolului Pavel este de fapt pledoaria lui de a se apăra în fața guvernatorului roman și în fața împăratului Israelului din timpul acela, a provinciei Palestina din vremea aceea, împăratul Agripa. Cuvântarea aceasta conține niște lucruri absolut extraordinare care vorbesc despre noi creștinii. Eu nu sunt nebun, spune Apostolul Pavel, deși din punctul vostru de vedere eu par un nebun. Nu învățătura mea m-a scos din normalitate.
S-ar putea ca eu să am o excentricitate adevărată, să fiu foarte excentric, să fiu foarte ciudat față de voi, pentru că creștinismul meu a deviat centrul de greutate a ființei mele, a conceptului mele despre lume și viață, în altă direcție. Eu nu mai sunt ca voi, par ciudat, par nebun față de standardele voastre, par neobișnuit față de lumea în care voi trăiți, pentru că în viața mea s-a întâmplat ceva deosebit. Centrul de greutate s-a mutat. Eu nu mai gândesc, nu mai operez cu același centru de greutate cu care operați voi. Centrul meu de greutate, vrea să spun Apostolul Pavel, s-a mutat de la cele văzute la cele nevăzute. Focusul, atenția vieții mele nu mai este asupra ceea ce se poate pipăi, ce se poate vedea. Știu că sună irațional pentru mintea voastră, nu? Pentru voi, oamenii raționali, sunt aia care trăiesc cu picioarele pe pământ, nu? Foarte raționali, ăștia sunt oamenii normali. Ăia care umblă cu capul prin cer, nu? După cele ce nu se văd, nu par normali. Dar realitatea, spune Apostolul Pavel, nu este numai ceea ce se vede. Eu trăiesc ciudățenia aceasta în ochii voștri pentru că nevăzutul, Dumnezeul nevăzut, împărăția Lui care nu se vede, mi-a vrăjit viața. Eu trăiesc pentru eternitate, pentru veșnicie, pentru ceea ce nu se vede. Umblu cu voi în lumea asta de aici, dar eu deja sunt cetățean în lumea aia altă. Vorbesc cu voi aici și sunt împreună cu voi în această lume, dar eu sunt interesat nu de ceea ce se vede, ci de spiritualitate, de lumea spiritului, de ceea ce nu se vede. De aceea, întotdeauna un creștin va apărea un ciudat. Întotdeauna la adresa noastră se poate folosi exact aceeași etichetă. Ăsta e nebun, ăsta nu e normal. Oamenii normal umblă de dimineața până seara să facă bani. Nu? Ce l-a apucat pe ăsta? Rugăciune? Îl caută pe Dumnezeu? Spiritualitate? Viață veșnică? Pare ciudat în lumea asta, nu-i așa? V-am spus cum șeful meu de la trustul de construcție, care era secretarul de partid, mi-a spus că sunt un tip anacronic. Nu? Noi părem anacronici în lumea asta. Cum se poate, domnule, când toată lumea umblă după ceea ce vede, nu? Toți apreciază obiectele, toată lumea apreciază materialul, realizările materiale. Creștinul caută bunuri cerești, caută bunuri nevăzute. Bineînțeles că apărăm excentrici. Și Pavel așa apare în fața lui Festus și în fața lui Agripa. Ca să dai cu piciorul la funcția pe care o ai în Sanhedrin, nu? Sanhedrinul era senatul, dacă vreți. Pavel era senator, unul dintre cei mai de vază ai țării. Putea să fie lângă președinte, dacă vreți, nu? Speaker of the House sau șeful majorității din senat. Renunță la toate astea de dragul unor bunuri care nu se văd. Nu pare nebun un asemenea om? Întoarce spatele realizărilor materiale de care se putea bucura. Putea să fie unul dintre cei mai bogați oameni ai țării. Era influent. Putea să fie unul dintre cei mai buni politicieni. Despre Pavel a spus Lenin că a fost cea mai ilustră minte a antichității. Nu? Când ești dotat cu asemenea minte ilustre, până că și Lenin să fie impresionat de ea, nu? Tu renunți la lumea de asta pentru lumea de dincolo, renunți la cele văzute pentru cele nevăzute, bineînțeles că pare un nebun.
Suntem pregătiți să fim considerați nebuni? Sau în dorința noastră să fim acceptați de ceilalți, nu? Nu spunem cine suntem sau ce suntem. Gândiți-vă că Pavel locuiește în mijlocul unui imperiu pentru care senzualul era idealul acelor zile. Salutul romanilor era salve, care însemna sănătate. Unii spun că decăderea morală a civilizației romane a contribuit la căderea imperiului. Băile publice romane nu erau numai pentru curățire și pentru, erau pentru lucruri mult mai teribile. Teatrele romane nu erau deloc pentru, eu știu, Hamlet. Erau locuri de pornografie publică, dacă vreți. Erau lucruri înspăimântătoare ce se jucau pe arenele teatrelor romane. Într-o lume a senzualului, să cauți spiritualul, pare să fie nebun. Pare să fie nebun, nu-i așa? O lume preocupată de senzual, distracție, plăceri, sex, băutură, mâncare. Și să fii creștin, să renunți la astea, să spui, nu, lăsa, mulțumesc mult, eu nu, mie nu-mi trebuie. Trebuie să fii nebun, nu-i așa? Să fugi când doamna Potifar îți face o asemenea invitație? În societatea de astăzi pare o nebunie, nu-i așa? Iosif de astăzi este ridiculizat de toți colegii lui, care de-abia așteaptă vreo doamnă din asta să le facă vreo invitație. Sau uneori se duc fără invitație. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Într-o asemenea lume a plăcerilor, a preocupării pentru plăceri, pe tine să te ocupe preocupările spirituale, să te ocupe plăcerile spirituale, nu-i așa? Să te bucuri în Domnul, să cauți bucuriile cerești, să fii om duhovnicesc în mijlocul unor oameni senzuali care caută distracție și plăcere. În hedonismul unei societăți depravate și declasate, să vrei să fii sfânt. Pare foarte ciudat, anacronic, nu-i așa? Pavele, prea multa ta învățătură te-a înnebunit, te-a dus la nebunie. Nu sunt nebun, spune apostolul, nu sunt nebun deloc. Dimpotrivă, caut ceea ce trebuie, caut ceea ce rămâne. Este dovadă de înțelepciune că într-o lume senzuală eu caut spiritualul. Apoi, gândiți-vă la o altă excentricitate, dacă vreți, la altă ciudățenie a noastră ca și creștini. De la egoismul feroce a individului, centrul nostru se mută pe social, pe comunitate. Astăzi, mai ales în America, se proslăvește individualismul. Se proslăvește calitatea particulară a individului. Și de la self-sufficiency, de la self-esteem, de la independență financiară, de la toate conceptele astea au produs un om. Au produs omul americanul de astăzi, care este antisocial, dacă vreți. Când te duci în România, ești foarte șocat de modul în care operează românul, de exemplu. Românul are nevoie de alții. Românul iese la plimbare pe Corzo, în Arad. Nu? De ce? Dacă iese americanul pe Corzo, nu iese să socializeze cu cineva, iese să fugă tot pentru el, nu? Să arate mai bine și să fie mai sănătos. Nu suntem ființe sociale. Însuși conceptul de
casa americanului este să ne izoleze de ceilalți. Avem tot ce ne trebuie la noi, în casa noastră, nu? Avem swimming pool, ca să nu mergem la strand cu plebea, nu? Avem home theater, sau noi ăștia mai modești, un televizor din ăla mare, nu? Wow! Cât mai mare și lat, nu? Cable TV? Satellite? Sateliți, nu? HBO? Să ne distrăm, nu? Noi nu să mergem la film cu ăia la alții, nu? Cine se duce la cinematograf în America la ora actuală? Ăia care vor să socializeze. Așa-i? Tinerii. Băieții vor să găsească ceva băieți? Sau fete? Sau fete, în cel mai rău caz, nu? Fetele la fel? Găsesc ceva fete sau băieți? Așa se duc la film pentru că vor să socializeze. Ăștia la nu au, noi avem totul acasă, nu? Așa-i? Avem totul acasă, în casa noastră. Nu mai există conceptul acela, casa este un fel de garaj peste noapte. Tragi noaptea, dormi, așa și mâine ieși în afară în societate. Nu mai există conceptul ăsta. Noi avem totul aici. Noi nu avem nevoie de nimeni. Noi ne rupem de aia la alți. Nu mai există comunitate. Știți că modul ăsta de viață s-a răsfrânt și asupra vieții noastre comunitare ca biserică? Okay. Nu prea ne smulgem ușor din conveniențele domeniului nostru imperial ca să venim între ceilalți. Nu ne deschidem inima ca să ne integrăm în unitatea dragostei creștine. Nu mai suntem o comunitate. Pentru că individualismul și egoismul a rupt comunitatea, legăturile interumane. E bine, individualismul anilor noștri este în totală opoziție cu socialul la care ne învață Sfânta Scriptură. Cei care studiază societatea umană spun că până prin anii 1970, societatea americană a trăit cu versetul ăsta din Biblie, că trebuie să ne lepădăm de noi înșine pentru binele altora. Lepădare de sine. De aceea, până în anul 1970, de exemplu, au fost mult mai puține divorțuri, pentru că chiar dacă erau nefericiți și nu se înțelegea soțul cu soția, ziceau așa, măi, de dragul copiilor, stăm împreună până cresc copiii, eventual, nu? Pe urmă, vedem noi ce facem. De dragul copiilor, de dragul familiei, să nu facem biserica de râs, nu? Stăm împreună, luptăm pentru familie. Pentru că idealul era lepădarea de sine, ne lepădăm de noi înșine, de plăcerile noastre, de ambițiile noastre, de dorințele noastre, ca să facilităm o viață mai bună celor din jur. După 1970, spun specialiștii, s-a întâmplat ceva semnificativ în gândirea americană. N-a mai fost promovată lepădarea de sine, ci satisfacerea de sine, împlinirea de sine. Și atunci stau cu tine până când îmi convine. Până când găsesc o variantă mai bună. Nu mai contează copiii, o să aibă grijă statul de ei, eventual. Nu mă mai interesează socialul, nu mă interesează comunitatea. Pot să zică cine ce vrea. Me, myself and I. Trinitatea asta este importantă. Într-o asemenea lume unde domnește egoismul și satisfacția de sine, să auzi pe cineva interesat de alții, de social, de comunitate, să auzi pe cineva vorbind despre iubirea de frați și cu iubirea de frați, dragostea de oameni, de toți oamenii în general, sună
Sună ciudat, nu e așa? Trebuie să fii nebun să te ocupi de chestiile astea. Nu știu cât e de adevărat, dar probabil că este adevărat. Se spune că Richard Wurmbrand a participat la un moment dat la o conferință în care a vorbit șeful ateilor din vremea aceea, Maria O'Hare. Maria O'Hare era președinta ateilor din America, ateiștilor. După ce a ținut un discurs împotriva lui Dumnezeu, se spune că Richard Wurmbrand s-a dus la ea și i-a spus: Doamne, eu am umblat în toată lumea, am văzut peste tot sute și mii de orașe din toată lumea, zicea el. Nu mi-amintesc să fi văzut nicăieri vreun orfelinat sau o casă de bătrâni sau un spital făcut de atei. Cum se face chestia asta, Doamne? Se spune că asta s-a blocat complet. Cine a făcut spitalele, orfelinatele, azilele de bătrâni, dacă vreți? Le-a făcut creștinii, care au învățat să trăiască pentru alții, care au învățat că umanitatea este importantă, mai importantă ca umanul, ca și individul, care au învățat spiritul de sacrificiu pentru binele altora, care au ieșit afară din egoism și au mutat centrul de greutate pe comunitate, pe social. Apoi mai există încă un lucru care ne caracterizează și care ne face totalmente excentrici. Nu-i de mirare că lumea spune că suntem nebuni, nu? Noi am mutat centrul de pe temporar pe veșnic. Totul este temporar. Totul este sub imperiul timpului în lumea asta, nu-i așa? Suntem pentru o vreme pe fața acestui pământ. Avem un timp și este un timp pentru orice. Dacă îl deschideți pe Eclesiastul, vedeți că el face o înșiruire că este timp pentru orice. Să te naști și să mori. Este timp rezervat pentru... Dar este un timp, este un segment mic de timp. Până și viața noastră, spunea cineva, este liniuța aia dintre anul nașterii și anul morții de pe piatra funerală, nu? Aia este viața noastră, liniuța aia dintre cei doi ani. Atâta e. Totul este temporar. Totul este vremelnic în această lume. De ce oare noi ne ocupăm de eternitate, de veșnic? Noi credem în valori veșnice, în viață veșnică, într-o casă veșnică, într-o casă eternă. Sigur că suntem ciudați, nu-i așa? Într-o lume trecătoare, noi ne gândim la veșnicie și la etern. A fi creștin înseamnă să fii un excentric. Hey, guys, you have to love this. Cel mai cool din lumea asta este un creștin. He dares, îndrăznește să sfideze mersul lucrurilor, mersul lumii. Ăsta nu merge cu curentul, este notă împotriva curentului. Ăsta este pe invers. Okay? Este pe invers. Un creștin, așa cum ziceam, într-o lume care crede numai în ceea ce vede, ăsta crede în ceea ce nu se vede. Într-o lume care caută senzualul, el caută spiritualul. Într-o lume marcată de egoism, el caută socialul, el caută comunitatea, el crede în umanitate. Într-o lume care este sub imperiul temporarului, a vremelnicului, el crede în cele veșnice. Asta este excentricitatea noastră. De-aia ne spune lumea că suntem nebuni. Va veni o zi când se va vedea cine este nebunul.
Vom sta în fața celui care singurul poate să spună cine este neînțelept și cine este nebun. Va veni o zi în care o voce din ceruri va spune: nebunule, nebunule. Și nu o să spună celora care au căutat veșnicia, au căutat comunitatea, au căutat spiritualul și au căutat cele nevăzute. Cuvântul ăsta se va adresa celui care a mai făcut încă un hambar. Va fi spus cuvântul ăsta celui care și-a neglijat sufletul. În noaptea asta ți se va lua sufletul și tu n-ai investit deloc în partea asta de univers. Hambarele tale în ceea ce privește partea asta de univers sunt goale. În timp ce în vremelnic, în trecător, în ceea ce arde, ai investit tot. Haideți să ne rugăm Domnului în seara asta să ne dea înțelepciune, să știm să alegem bine și apoi să ne dea curaj să rezistăm în fața unei lumi care va pune eticheta pe noi. Sunt oameni care aleg bine, dar de groaza celora din jur renunță și se conformează. Cei curajoși însă stau în picioare, rezistă până la capăt și cuvântul din Apocalipsă spune: celui ce va birui, îi voi da coroana vieții. Haideți să ridicăm și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune în comun. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru cuvântul Tău cel bun, pentru harul. Săptămâna aceasta vom începe lucrul la remodelarea noii clădiri. Nădăjduiesc ca săptămâna asta să facem demolări, deci nu vom face nici cheltuieli financiare deloc, dar după aceea va trebui, probabil, vom avea nevoie de mai mulți bani să cumpărăm materiale și să construim. Fratele Novac, dacă vreți să-l întrebați la ce oră poate să fie dimineață, du-te, Dani, și întreabă-l. Dânsul are cheia deocamdată, singurul care are cheile de la clădire, să vedem când poate să vină și cine poate să vină dimineața. Dar oricum, după masă, vă așteptăm să treceți toți, dacă puteți, cel puțin să vedeți despre ce este vorba și ce avem de lucru. Vom aduce, poate de marți sau miercuri, un dumpster în care să aruncăm materialele rezultate din demolare. Deși, vă spun, vreau să recuperăm tot ce se poate posibil din demolări, mai ales materialul lemnos pentru framing, să-l recuperăm și să-l refolosim în continuare. La fel și tailele pentru drop ceiling, vreau să le recuperăm, să recuperăm și toate neoanele care sunt și să le folosim pe urmă în partea de construcție în care ele se pot refolosi. Am vrea să refolosim cât mai mult ca să nu avem cheltuieli mari. Când putem să fim mâine? Da. E ok la ora 9? Până atunci vă beți cafeaua și cine poate la ora 9 suntem acolo și cei care puteți după masă treceți pe la biserică, știți unde este acum și o să facem un plan de muncă. Până veniți dumneavoastră, o să însemnăm pereții care nu aveți voie să-i demolați. Că asta e cel mai periculos, să nu demolați aia care nu trebuie demolați. Deci vă așteptăm cu bucurie mâine, treceți pe la noua clădire și să începem să lucrăm. Vă doresc o săptămână binecuvântată de Domnul, faceți-vă timp când aveți și treceți pe acolo și dați-ne o mână de ajutor ori când puteți în timpul zilei. Biserica este liberă acum.